Basme în limba română. Bunicuța fericită. A fost odată, printre alte femei vârstnice, una care era foarte, foarte veselă. Și, deși avea destul de puțin pentru a fi fericită, știa că viața este o călătorie pe care o face fie cu un zâmbet, fie cu o încruntare pe chip. Ea a ales-o pe prima. Bună, Priscila, draga mea! Cum îți este dimineața? Umblu-ntruna încercând să întrețin casa. Acum, dragă, nu stai deloc! Spune-mi dacă te pot ajuta! Nu ești tu cea mai bună! Da, bătrâna fericită își câștiga existența făcând comisioane pentru vecinii ei. În schimb, primea o masă sau un castron cu supă, ori uneori câte un bănuț sau doi. Trăia bine și nu avea niciun motiv să se plângă. V-ați putea întreba ce este așa de interesant despre viața ei sau povestea ei, nu? Ei, aici devine interesant. Vine iarna! Trebuie să-mi adun lemne ca să mă încălzesc! În acea zi, bătrâna plecă în pădure cu pași săltați și cu un cântec pe buze. La, 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 la. Deodată a ajuns la o groapă în care văzu o oală mare maro. Iată norocul meu! Acum cine o fi lăsat-o aici? Unde e stăpânul ei? Bătrâna așteptă, se uită prin jur, așteptând să apară proprietarul, dar nimic. Poate că a fost aruncat. Ei bine, gunoiul unuia este coboara altuia. Acest ghiveci va fi numai bun să pun o floare la fereastra mea. Iată norocul meu! O fi având vreo comoară? Iată noroc! Sunt bogată, foarte bogată! Sunt bogată, foarte bogată, 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 foarte bogată! Bătrâna încercă să ridice oala, dar era prea grea pentru ea. S-a mai gândit și nu avea decât să o care pe spate ca pe un sac. Vecinii nu vor ști niciodată! Voi lăsa fiecăruia câte o bucată de aur pe furiș ca să fie și ei fericiți! Voi cumpăra o casă măreață și voi sta numai lângă foc cu o ceașcă de ceai! Voi sta degeaba! Va fi minunat să stau lângă foc pe un scaun și să-mi savurez ceaiul! Mereu mi-am dorit asta! Sunt bogată! Apoi, cam obosise cât cărase așa o greutate și, oprindu-se să se odihnească puțin, se uită către comoară. Și, iată, aurul nu mai era în oală. Era doar o bucată de argint. Ce? Naiva de mine! Asta în timp ce credeam că este o oală cu aur. Trebuie să fi visat, dar tot noroc e. Argintul nu creează neplăceri. E mai ușor de păstrat și nu atrage atenția. Poate casa mea nu ar mai fi la fel de grandioasă, dar tot pot sta pe scaun lângă șemineu și să-mi iau ceaiul. Porni din nou, plănuind ce va face și simțindu-se la fel de bogată, când obosi din nou. Se opri să se odihnească și aruncă o privire să vadă dacă comoara era în siguranță. Nu văzu decât o mare bucată de metal. Ce? Naiva de mine! Asta în timp ce credeam că este argint. Trebuie să fi visat. Dar tot noroc e.
pot să vând fierul și să primesc bani. N-ar mai fi nevoie să ascund nimic și mi-aș vedea de treabă. Nu voi mai cumpăra o casă, dar voi putea să-mi construiesc un șemineu și să cumpăr un scaun. Să stau în șemineu și să-mi iau ceaiul. Oh, ce viață! Și așa plecă din nou, visând ce va face cu banii ei, până când obosi iarăși. De data aceasta, nu era o bucată de fier, ci o piatră mare. Iată, iată norocul meu! Sunt norocoasă! Cea mai norocoasă, aș spune! Tot aurul, argintul și banii mi-ar fi dat dureri de cap. Dar asta este perfect! Îmi doream o piatră să-mi țină poarta. S-a rezolvat! Ce noroc! Așa că se grăbea să vadă cum piatra îi va ține poarta deschisă, a traversat dealul, ajungând la cabana ei. Și, întorcându-se, desfăcuie șarfa de pe piatră, constatând surprinsă că piatra devenise mai mare. Oh, norocul meu! Este perfect! Pot să stau pe asta și să-mi iau ceaiul. Nu-mi trebuie un scaun. O să fie numai bine. Oh, în sfârșit, am pe ce să stau și să-mi iau ceaiul. Și cât se apleca să o atingă, piatra s-a transformat într-un ghem mare de bumbac. Și apoi, din ea, au ieșit 4 picioare albe și 2 urechi și o față ca a unei fiare cu dinții canini peste buze. Ochii erau roșii și sprâncenele arcuite. Era bestia de bumbac. Oh! Iată, iată norocul meu! Oh! Nu ești tu adorabil? Mereu mi-am dorit un animăluț! Hă? Ce? Vino, băiețel! Ce fel de persoană ești? Am încercat să te ademenez cu aur, apoi cu argint, apoi l-am schimbat într-o bucată de fier, apoi în piatră și ai fost fericită de fiecare dată. Acum, când îți arăt chipul meu înfricoșător, mă numești adorabil? Păi desigur! Ești adorabil! Nu pot rămâne aici! Pa! Și spunând asta, monstrul de bumbac se transformă într-un fluture și zbură. Bătrâna îl privi plecând, apoi, ridicând din umeri, se întoarse în casa ei. Și, intrând în casă, spre surprinderea ei, văzu bucata de piatră pe podea. Ce? Piatra se transformă într-un frumos scaun din lemn. Oh, vai! Este perfect! Mai bine îmi fac un ceai! Oh, Doamne! Bucata de fier! Îl voi vinde mâine! Iată, iată norocul meu! Oh, ce fericită era bătrâna! Bucurându-se, se răsuci și, spre surprinderea ei, văzu oala cu aur! Oala cu aur? Oala cu argint? Bucata de fier? Scaunul? Iată, iată norocul meu! Bătrâna era încântată ca întotdeauna. Și v-ați dat seama, nu a devenit lacomă și a împărțit averea cu vecinii săi pe furiș. Și toți erau fericiți, în special bătrâna, care ne-a învățat că nu trebuie să avem așteptări mărețe, ci să transformăm dezamăgirile în oportunități și să percepem lucrurile dintr-o altă perspectivă. Astfel, nu vei fi niciodată trist.